Vă salut, dragii mei! Sunteți la canalul Frumuseții Vârstei Elegante, dar astăzi o mască cerută pentru voi, o mască de purificare, de curățire, de detoxifiere și de descongestionare a porilor, a punctelor negre. O mască de curățire foarte puternică. Aici am infuzie de plante, de salvie și de mușețel. Am luat o linguriță de ceai de mușețel și o linguriță de ceai de salvie. Am infuziat-o într-un pahar cu apă fierbinte. Timp de 20 de minute am strecurat-o și o voi folosi o pentru dezolvarea și avem aici argilă. Puteți să luați orice argilă care o aveți la îndemână, cărbune activat și praf de nahut. Puteți să luați praf de mazăre sau de fasole. Argila și cărbunele activat au efecte descongestionante puternice. Praful de boboase dizolvă camedoanele, dizolvă grăsimea de la suprafața pielii, astfel curățind intens pielea. Luăm câte o linguriță de argilă, o linguriță de ceai, o linguriță de ceai de cărbune activat. Aici chiar am doar o linguriță, o să adaug toată porția. Și o linguriță de praf de boboase. Aici am praf de nut. În condiții casnice, puteți să dați boabele la râșniță și o să o dizolv încet, încet, puțin câte puțin, acest amestec. Amestecăm bine, 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 până obținem o masă omogenă. Această mască se aplică de 2 ori în săptămână pentru cei cu zona T problematică, cu punctele negre. Iar pentru cei care au tenul gras, de 2 ori în săptămână. O aplicați cu mișcări circulare, lăsați să se usuce, apoi înlăturați-o cu un prosop îmbibat în plante medicinale. Vă aștept și la alte filmulețe. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos.